Greu, aș fi lăsat poteca asta mare în spate ca să urmez această potecă pe aici. Cuvintele nu prea mai au rost. Tăcere. Asta se cere. Engelberg e acolo, lacul Râpsii. Continui drumeția, am plecat de la zona panoramică. Am petrecut ceva timp, după cum ați văzut, m-am jucat cu drona, am luat niște vederi cât am putut și eu, cât m-am priceput de ok. Mai departe, nu știu, nu promit să ajung sus la acel 2900 și ceva. Hai să zicem 3000, să par mai interesant. Engelberg jos. Azimut. Cred că e nord. Jos se numește Neant, abis. Good luck, have fun. Yep. Revenind la drumeție, e ok. Se putea și mai greu. Și îl torn de acum câteva săptămâni a fost ceva mai greu. Până aici, de aici nu știu ce mai urmează. Deja se vede capătul telecabinei. Și cred că mă voi opri acolo. Nu mai e timp. Trenul e în câteva ore. Trebuie să cobor, să ajung la hotel. Așa că, din păcate, de data asta, acest vârf rămâne necucerit. Dar ai vin eu de hack. O dată și o dată, nu-i problemă. Aș vrea să iau cu mine, să nu cred că rezistă. Gata, e timpul să cobor, să iau telegondola, nu-i pot spune aceste o telecabină. Și sunt super nori afară, nu cred că am șanse să văd ceva deosebit. Cred că o să mai stau puțin să mai treacă din nori, o să am și o vedere, nu de alta. Go.